Au provocat inundații în comuna Horia din Tulcea. Doi oameni au rămas blocați într-o mașină în mijlocul șuvoaielor care au acoperit drumul național care traversează localitatea. În zona afectată, adâncimea apei era de aproximativ un metru. Până la sosirea forțelor de intervenție, nivelul apei scăzuse la 30 de centimetri, iar cele două persoane, un bărbat în vârstă de 60 de ani și șoferul autoturismului în vârstă de 20 de ani, reușiseră să se autoevacueze. În aceeași zonă, la finalul lui iulie, mai multe mașini au fost luate de ape după o viitură puternică. Se observă ceva în mașină? Toate echipamente electronice. Așa arăta Cluj-Napoca aseară când a turnat cu găleata câteva zeci de minute. Meteorologii anunțaseră cod roșu cu precipitații abundente și intensificări ale vântului. Canalizarea n-a făcut față și mai multe străzi s-au transformat în râuri. Șoferii au fost surprinși în trafic și n-au mai putut înainta. A fost inundat și subsolul liceului Avramiancu din oraș, dar și curțile mai multor case. Apa a intrat în garaje și în scara unui bloc. Oamenii au cerut la 112 ajutorul pompierilor. Instabilitatea va continua și duminică, însă apoi revin temperaturile de vară, anunță meteorologii. Săptămâna viitoare începem cu vreme în general frumoasă și ploi izolate doar pe la munte. Cât privește regimul termic, temperaturile cresc, ajung din nou la 28-29 de grade, ceea ce înseamnă cu câteva grade peste regimul termic normal. Vremea va fi frumoasă toată luna septembrie, spun meteorologii, care anunță că temperaturile vor putea să depășească în anumite zile 30 de grade Celsius.